niște domni consilieri Busuiochi Ionel și Zahărnă Iordan. Deci prezent 3. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se lege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier, de către domnul Busuiochi Ionel, da? Ardeleanu Corjel Ion. Cine este pentru, vă rog frumos? Ionel. Eu nu știu cum era. Eu nu știu. Da, ai zis să-l duc. Doar cum vine să-l îmi permiteți să vorbesc eu în locul domnului președinte, că i s-au umflat de seama și nu mai a scos. Dacă doriți să vom supune la vot procesul de bal la ședinței anterioare și dacă sunt elemente de adăugat. Atunci cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă? Așa. Se abține domnul consilier Cărbuleanu Adrian, pentru că a fost acțiune motivată la ședința anterioară. Deci aici
am reușit, spun eu, în mare măsură, să dăm drumul la prelungirea sau acordarea unui act adițional la proiectul inițial, în care ne-a confirmat și directorul general de la Ministerul Economiei, domnul Cornel Conde. Alte activități au fost cele normale. Da. Ce pot să... să mai adaug? Da, așa. S-au depus dosarele pentru încălzire. O mare parte din aceste dosare au fost finalizate și se încearcă centralizarea lor și trebuie să ținte situația la urmă. Cam atât. Acum asta a fost activitatea noastră. Deci nu avem o punct de ordine de zi, cu permisiunea dumneavoastră. Da, am zis că citesc. Primul punct de ordine de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și aprobarea riscurilor în comuna Limeșului și Bacău. Așa. Al doilea punct este proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Limeșului Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Limeș. Deci, haideți să începem cu primul punct. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor în comuna de județul Bacău. Așa. Aici, în expunerea de motive, aș putea să vă spun. Deci, acest proiect este inițiat de domnul inginer Corneliu. Are raportul compartimentul de specialitate, SVS-ul. Deci aici este un plan. Planul de analiză și acoperire a riscurilor, ediția 5-2016. Având în vedere raportul al compartimentului de specialitate, numărul 7366, din 24-11-2011, conform articolul 14, articolul agregatul 2. Din HG numărul 1492-2004 și articolul 13 litera din legea numărul 307-2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI numărul 132 din 29-2017 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperirea riscurilor și a structurii cadrul planului de analiză și acoperire a riscurilor. Așa, punerea în... propunem în Consiliul Local Limes aprobarea unui proiect de hotărâre care se aprobă planul de analiză și acoperirea riscului, ediția 5 din 2016, întocmit la nivelul localității Comunei Limes de Bacău. Hotărârea Consiliului Local trebuie să fie analizată la planul de... în plan imediat, după copletă și se pune la dispoziția Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maiorul Constantin Nenea, județul Bacău, pentru avizare. Planul de analizare și aprobare a riscului de ediția 5-2016, din Unitatea Administrativă Teritorială a Comunei de Județ Bacău, așa, denumit PAARE, reprezentantul documentele de zuirea care cuprinde riscurile potențiale, identificarea la nivel de localitate, măsurile de și resurse necesare pentru managementul riscurilor respective. Obiectivul PAARE sunt crearea unui cadru unitar de acțiune pentru prevenirea și managementul riscurilor generale de situații de urgență. Amplasamentul și dimensiunile unităților operative. Situația a început să elaborate planul de
intervenție și cu situații de urgență. Alocarea resurselor oricelor de mijlocire necesare. Deci cam asta e... Da. În proiectul de hotărâre, eu am dat, chiar și domnului consilier, domnului Lungu, am dat un exemplar de planul de analiză și acoperire a riscului. Dacă doriți să studiați acest plan, da? Da. Dacă doriți să care de dumneavoastră, am de colegul nostru care se ocupe situații de urgență, sunt multe lucruri tehnice, pe care noi mai puțin de... Sunt interesant. Da. Lasă, lasă că e dublu. Consiliul local al comunei județul Bacău aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor în comuna nivel județul Bacău, ediția 5, cum spunea și domnul primar, pe 2016, care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul comunei nivel, măsurile, resursele necesare pentru managementul riscurilor respective, planul care este analizat la prezentat hotărâri. Cine dorește, poate să-l domnul Rundu Grejau la studiat. Hotărârea adoptată va fi comunicată instituției pe fiecare județul Bacău, și primarul comunei Ides. Cu permisiunea dumneavoastră și cu acceptul domnului președinte de ședință și a domnului viceprimar, comisiile de specialitate. Comisia numărul 1. Avizează la favorul de fapt. Da. 2, ești? Numărul 2, aveți părura mea. Numărul 3, aveți părura mea. Domnul președinte, permisiunea dumneavoastră și până la văd. Adoptarea planului proiect de hotărâre. Cine este pentru, vă rog frumos? Mulțumesc. Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Domnul președinte, cu 15 voturi pentru, aprobat. Cine e tras la mea? Al doilea punct de ordine de zi, la domnul Desemarea reprezentantului Consiliul Local al Comunei Ides de Bacău cu Consiliul de Administrație al Școlii Superioare de Comunicare. Ce s-a făcut la tine? Să spunem despre ce e Școala Generală Gimnazială numărul 1 Ives a solicitat Consiliul Local să desemneze un reprezentant în Consiliul de Administrație al acestei. În expunerea de motive a domnului primar se arată că Consiliul de Administrație solicită Consiliului, înscris Consiliul Local, primarul respectiv președintele Consiliului Județean, să desemneze reprezentanții. Având în vedere cele arătate mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ives în Consiliul de Administrație a Școlii numărul 1. Proiectul de hotărâre, dacă doriți să vă citesc întregul preambul, dar pe scurt, la articolul 1, domnul pe care dumneavoastră să hotărâți, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ives Județul Bacău, se desemnează în calitate de reprezentant în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Ives, persoane nominalizate la articolul 1, Școlii Gimnaziale numărul 1 Ives, prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile de lege. Domnul președinte, o să... Dați cuvântul persoanelor care... Și o să fac o propunere. Da. Domnul Costea, da. Domnul Costea, da, îmi propune că... Deci, domnul secretar, deoarece avem viceprimar, gospodare comune, eu propun să vină, dar propun pe domnul viceprimar. Pentru că e și normal să fie în Consiliul de Administrație, pentru că sunt probleme care țin de administrarea școlii. Dar totuși, aș avea o mențiune. N-aș vrea să trecem așa, deși s-a votat primul punct de ordine de zi. Sunt primul punct. E ok, da. M-aș vedea doar. Era, pentru că sunt date tehnice, care despre care nu prea mult vorbim, era normal și ar fi fost bine dacă reprezentantul sau cel care a inițiat proiectul, să vină la ceva de spune vizuale. Dar putea să vină să spună câteva cuvinte, ca să știm că mergem la ceva. Era o chestie de... că sunt date tehnice. La câteva lucruri importante, putea să ne prezinte domnul Ionuț, dacă... În afară de... dacă... M-aș referi la punctul, ea s-a votat deja. Nu, nu. Dar nu vreți să citim ceea ce a scris domnul Ionuț? Nu, aș vrea să vină să prezinte dânsul. Până la urmă, este un parte mai specialitate și mi se pare destul de important. Vreau să-l chemăm? Da. Pentru că văd că e dosarul destul de consistent. Câteva cuvinte, ca să avem și noi la barbă ce se întâmplă acolo, ea ar fi... Ar fi bine. Sunt
convins că ești în măsură să ne dai ce se întâmplă. Trebuia să fie informația înainte. Nu, dar trebuia să votat cu trecut. Ce să mai refugi în România? Nu știu ce am votat. Am votat și dacă am votat. Să ne votezi. Ce place? Nu, l-am votat, dar eu am știut ce ați votat. Dacă s-a... Nu este problema. I-a făcut că nu cred că s-a supărat dacă l-a chemat să răspără. Vă contradicție singur. Ați votat în necunoscut de cauza. Acum ce lipsi vine cineva să vă explici? Ce să vă explici? Trebuia să votați înainte de ședință. Aveați două. Adică mi se pare că s-au știut vreo ușor peste punctul ăsta. Deci, prima vreo ușor peste punctul ăsta. Deci, prima vreo ușor peste punctul ăsta. Mai este o altă propunere? Nu, nu este. Bun. Conform articolului 45, conform articolului 45, desemnarea se face prin vot secret. Eu o să merg în birou la mine, când vă spune domnul Ionescu despre ce este vorba, și împreună cu domnul președinte de ședință, vom întocmi aceste buletine de vot, dumnealui în fața dumneavoastră, le va semna și ștampila. Dar pentru că v-a fost înainte. Simplu. Pentru ce trebuie cu nevoie de vot? Așa încerc. Vorba de personaje. Vorba de personaje. Sigur, pentru așa ce vrei. Dacă așa se cere. Auzi așa? Dacă așa trebuie pus să fie de ca să... Nu, că tu dar asta. Nu, ca să dăm cu capul de la zbală. Așa, mă. Da. Nu, eu fix nu știu despre un buletin de vot. Deci, auzi, nu, hai să semnez aici în ședința de vot. Mă, dar asta e procedură, mă. Bine, da, da. Nu, mă, nu, am fi. Nu, de exemplu, voi ne trebuie să... Da. Să-l scăveți? Să vedeți în față. Nervos. Vreau să-mi dau dimensia, am venit nervos așa. Hai că sunt costul să fac eu. Azi dimineața, la 6 și la 7 nu cu pachete. Mă aștept cum sunat 100 de euro. Am doar e bombă extra. Da, știu. Am luat camionul, dar nu știu cum să-i dau. Sunt niște 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 aici, vreau să-mi dau dimensia și eu. Nu vrea niciun lucru. Da, am spus, dar e să-i dau. Da, da, trebuie. Două. Comisia de validare, ceea ce chiar nu are rost comisia de validare, sau pur și simplu băieții noștri cu cei mai tine o să ne asiste. Ionel Busuioc și cu Alin. Da, da, da. Dar să vedeți de acolo, da? Normal, da. Da, Ionel? Da. Ionel? Voi doi, vă asistați. Da. Începem să discutim buletinele de vot. Votul va fi un lucru vot. Ce-i Iurea pe lucrurile? Dacă sunteți un pic atent. Buletinul de vot are scris o singură opțiune, numele și prenumele candidatului și în dreapta o să scrieți da. Sau nu, pur și simplu, da. Da, nu da. Domnul da. 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 Eu nu fac opinii, dar este o chestie. Ce să alege dacă e un nou singur? Nu, așa e vezi, nu știu. Bun, da. Păi, 2, 3, 4, alege ce înseamnă că dau unul de da. Nu, 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 dacă... Nu a fost o singură propunere, domnul Costea, pentru... El deja ai votat! Că e unul singur, una nimicată, la care da, zic eu. Nu, nu, nu. Păi stați așa, să vedeți. Eu nu sunt de acord. Da, sigur că da, sigur că da. Da, e nu se una, una, mi s-a încercat. Nu, 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 așa e procedura. Da, procedura e că s-a ales din două, una. Dar nu nimic. Domnilor consilieri, domnul președinte de ședință sau eu voi striga în ordine alfabetică, va semna acest buletin de vot, domnul președinte de ședință, vi se va mâna, o să mergeți și o să votați și o să-l puneți după ce năpătuiți în urmă. E bine? Domnule, nu e bine să fac băiecoșul din urmă? Nu mă lasă. Nu că vedeți o doamnă. Hai să te duc eu la un medic. Ești aici. Cu ce mașină ai tu, mă? Cu ce mașină mergi? Asistenti. De câte doi? Rodri. Nu ai ce mult, mi-e jurat. Nu ai ce mult, mi-e jurat. Nu ai ce mult, mi-e jurat. Așa are oameni plecați. Așa are oameni plecați.
Dar să vedeți că cineva
Tot trebuie să fie. Nu, 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 nu.
Nu mă mai întreb. Nu am treabă cu noi. 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 Pe cine pui? Nu mai. Aia nu știu cum faci. Ce mă duc să nu? 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 Și nu se mai poate Nu, 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 nu
vă cer să ridicați și mâna, cine este pentru. Vă mulțumesc mult. Deci eu vot secret și vot... Auzi în el? Da. Domnul Vizionare. În Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Univers. Domnul Vizionare. Băi, dragule, poate face rolul de acolo la școală. S-a eșmizat și al doilea cum e pivotea. Dar domnul Costa a solicitat prezența domnului. Da, domnul președinte, am solicitat doar pentru că sunt noțiuni tehnice și ca să nu plecau cu lecția neapropiată, câteva... Măcar să știți de ce este vorba. Ce este vorba, da? De pentru asta am solicitat. Dacă aveți întrebări. Față, de ce vorba cu tot sistemul ăla? Întrebarea așa. Măi, mă, când mă fac, mă gândesc. Nu, mă, când mă fac, mă gândesc. Ești chiar, mă, mă. Ești chiar, mă, dragă, mă, gândea clară. Dar nu ești tot grău. După cum știți, riscurile din punct de vedere al situațiilor de urgență. M-am întâlnit acum câteva minute cu doamna Lurgu, afară, și îmi povestea despre riscul de securitate. Și am spus doamnei Lurgu că riscul de securitate nu este cuprins în riscul de situații de urgență. Deci riscul de securitate se referă la faptul, la baza, la bunurilor aflate la farmacie, probabil. Deci este vorba de camere de supraveghere sau de dispensar sau nu, camere de supraveghere, am să spun. Sistemul de alarmare, deci de siguranță al farmaciei. Bun. Deci discutăm despre situații de urgență. Haideți să vă spun câteva cuvinte. Riscurile se împart în mai multe categorii. Comuna Livezi este supusă unor riscuri naturale, riscuri tehnologice și riscuri biologice. Deci acestea sunt cele trei categorii de riscuri principale. Riscurile naturale, după cum știți, sunt următoarele. Incendiile, cutremurile, alunecările de teren, inundații și inundații. Deci acestea sunt principalele riscuri naturale. Riscurile tehnologice, dat prin faptul că în Comuna Livezi nu avem agenți economici care... Cum avem? Se intervine pe nu avem agenți economici, dar nu mai plecați. Deci nu avem agenți economici industriali care folosesc substanțe chimice. Deci nu sunt. Deci este evidențiat și în documentație. Avem, în schimb, riscuri tehnologice, pe de transport, dat prin faptul că comuna noastră avem drumul principal DN11 care traversează comuna, se pot întâmpla accidente pe căile de transport. Știți că în anumite situații, noi primăria suntem informați prin niște note informative în cazul când se transitează comuna cu substanțe periculoase și trebuie luate măsurile corespunzătoare în așa fel să nu se întâmple catastrofe. După cum știți, de-a lungul anilor și în țară s-au întâmplat foarte multe accidente pe căile de transport cu substanțe chimice. Pe substanțe chimice periculoase, în special substanțe pe bază de azot și pe bază de clor, care sunt foarte periculoase și pot produce poluare și intoxicație. Riscurile biologice. Este al treilea tip de risc, epizootii, epidemii și altele și altele. Cam atât în mare despre asta. Dacă aveți întrebări, mă puteți întreba. Pot să vă mai spun că s-au mai făcut, deci documentația este întocmită pe multe capitole. De ce este întocmită așa? Deci, pentru că această documentație implică managementul situațiilor de urgență. Adică ca să știm ce trebuie să facem, când trebuie să acționăm și cu ce acționăm. Aici intervine factorul uman, deci resursele umane, resursele și resursele materiale. Deci astea sunt elementele principale care recurg la acționare în cazul situației de urgență. În următoarele ședințe de Consiliul Local,
avem termen până în luna iunie, o să vă prezint alte activități ale Serviciului Voluntar de Situații de Urgență și aici va trebui să facem o încadrare a Serviciului Voluntar de Situații de Urgență. De ce vă spun acest lucru? Dat prin faptul că noi am inițiat două proiecte mari, cred că știți, am avut o linie de finanțare FARE 2005. S-au achiziționat materiale și tehnică PSI în valoare de 100.000 de euro. Am avut parteneri încă două comune vecinate, Comuna Vârsănești și Comuna Vârsănești. Materialele au fost împărțite la trei. Al doilea proiect mare a fost colaborarea cu Operația Mobilar Dume, la care președinte de această organizație este Francis Giurgiu. Prin acest proiect am obținut tehnică și materiale PSI, respectiv mașina de pompieri care, o știți, este în curte, o motopompă cu o capacitate de 3.000 de litri pe minut și alte materiale. De ce vă spun acest lucru? Accentuez chestia asta. Pentru că, dar prin faptul că noi avem foarte multe materiale față de alte comune, este bine ca în viitor s-a aprobat prin ședință de Consiliul Local ca încadrarea serviciului de situații de urgență să fie de categoria 3. Deci model C1. Deci în legislația, în ordinul 96 pe 2016, apar numai două categorii de încadrare a serviciului voluntar de situații de urgență. Cu mașină de pompieri sau fără mașină de pompieri. Dacă vreți să fie cu mașină de pompieri, ar mai trebui angajat, deci în organigrama primăriei, trebuie să angajăm încă doi șoferi profesioniști. Și să funcționeze serviciul, să fie funcționat 24/24. Dacă nu, îl încadrăm pe categoria C2, nu mai preveni. Asta dumneavoastră hotărâți împreună cu primarul, președintele comitetului local, pentru să vă luați două ce așa. Am primit eu o sală. Să știți că de multe muncă este un într-adevăr. Și eu nu cred că un șofer, deci așa cum avem șoferii de pe microbuzele școlare, așa cum vine aici, așa se poate angaja și între doi șoferi ca să fie angajați la Consiliul Local. Și asta dumneavoastră hotărâți, împreună cu președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență. După cum știți, Serviciul Voluntar de Situații de Urgență este o structură în subordinea Consiliului Local. Deci să fie foarte clar, nu face parte din aparatul de specialitate al primarului, deși el conduce primarul. El este în subordinea Consiliului Local. Și dumneavoastră, ca virgulă consilier, hotărâți. Alte întrebări, dacă mai sunt. Ziceți, domnul Domnul vedeți și la televizor, noi până acum am avut situația asta, dar nu este imposibil să nu se întâmple. Intră într-un magazin cu cablul la cu cuțitul, sună alarma, să mă apăiești butonul, cine vine? Deci asta există de clienteță a organelor de poliție. Nu vine nimeni. Pentru că au venit poliția la partea. Vine cel care e soția. Păi nu mai am de avem puterea să cerem Consiliul Local, noi puterea, să cerem poliție să ne cupleze la un serviciu de urgență, ca atunci când sună o alarmă să vină cineva. Fără nicio discuție. Domnul Rusu, plătesc. Dacă dumneavoastră faceți un contract, care să reușiți să plătesc o firmă, trebuie să vină. Eu așa văd, nu e corect. Dacă faceți un contract. Ce vă umplăm noi pe la Jun, pe la Mărășești, pe la Baiulia? Sună, intră cineva cu cuțetul în magazinul omul ăsta, îi dai bani. Degeaba cauți sun sau alarmă. Nu vine nimeni. Aici trebuie lăsat. Mă pui la magazin de... Dacă magazin are contract cu jandarmeria, vine jandarmeria. Mă pui la magazin de să-și angajez o firmă de pază. Aia e problemă. Când aveți butonul, vine protein cu ardei imediat. E o mare pe albe. Nu știu ce vreau. Nu m-am urmă ce spune domnul. Auzi, nu știu ce faci mai devreme, faci parte. Deci, într-adevăr, domnul Lungu are foarte mare dreptate. Școlile din comună ar trebui păzite 24/24. Și ar trebui găsit un sistem centralizat. Deci eu personal am făcut
anumite referate către primar, referate, adică adrese către postul de poliție. Poliția, la rândul lor, au venit cu alte adrese către noi, către primar, către viceprimar, în care ne-a cerut obligativitatea să păzim școlile. În lipsă de personal, deci lipsă de resurse umane, școlile nu sunt păzite. Eu pun problema incendiilor. Dacă apare un incendiu la o școală și nu este nimeni, și nu apelează la telefonul de urgență nimeni, deci se va afla foarte târziu. Și ne vom trezi că... Și până se vină de la urgență, este timpul inflatorul, a ajuns la vacau de la. Aceeași este și la primărie. Dacă nu avem faza primăriei 24 din 24, există riscul de incendiu. Este și incendiu ce se va afla foarte târziu. Nu știu că nu făceau. Și nici nu știu ce se face. În prima intervenție, deci pentru... Cum îți făcea? Cam atât, ce să vă mai spune? Deci riscul de securitate nu face parte din moment a riscurilor naturale, riscurilor tehnologice și riscurile biologice. Deci riscurile de securitate este un alt capitol. Și nu s-a gândit pe parții. Mulțumim, domnule. Trebuie să luăm în vedere treburile astea. La început de an să băgăm bani în buget, bani în bugetul comun și să angajăm paznici, să angajăm și la școli. Dacă tot trebuie, nu ziceați. Trebuie neapărat politic comunitar. Așa degeaba vorbim, dar nu sunt bani în buget, deja ce? Aia ce? Politic comunitar. Măcar două persoane la poliția comunitară, două, trei, ca să facă cu schimbă. Avem trebuie chiar comuna e destul de întinsă. Nu o să ajungă trei. Pentru că e Poiana și o față de Orșa 7-8 km, nu? Știi mai aveți când facem bugetul? Când facem bugetul, să mă facem bugetul la probat.